emisiune Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema Dumnezeu este prezent în viața noastră mai mult decât credem. Iată ce spunem noi, teologii. Dumnezeu este prezent în viața noastră mai mult decât credem sau mai mult decât ne putem închipui. De ce spunem treaba aceasta? Din cauza că în vârtejul dezvoltării fenomenelor din lumea aceasta, din această realitate foarte frământată pe care noi o percepem și despre care ne dăm noi seama, din ce în ce mai mult, ideea că Dumnezeu lucrează în viața noastră e din ce în ce mai palidă. De ce? Din cauza că noi identificăm alte surse de putere care ar putea să acționeze în viața noastră, transformând-o în binele pe care noi credem că ar trebui să-l avem, să-l dobândim. Și din cauza aceasta ne îndepărtăm de singura sursă a binelui, izvorul binelui, adică de binele absolut, care este Dumnezeu. Pare ceva teoretic, dar noi vom demonstra în această emisiune, în timpul scurt cât ne este alocat, vom demonstra în această emisiune faptul că purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cum se numește ea, pronia cerească, este prezentă în viața noastră mai des decât ne-am închipui. Și, din păcate, nu ne dăm seama de acest lucru. Cât de mult bine ne face Dumnezeu și cum transformă răul în bine. De unde vine răul? Adică de unde vine lipsa binelui? Din faptul că nu urmărim binele, ci ne lăsăm ispitiți de ceea ce nu este bine. Dar ce este binele acesta în viața noastră? Noi creștini spunem așa, scopul vieții acesteia este mântuirea. Adică ce ar însemna acest lucru? Adică viețuirea permanentă cu Dumnezeu, dincolo de timp și spațiu, în transcendență, în împărăția lui Dumnezeu. Adică să dobândim veșnicia și fericirea aferentă ei, asta ar însemna mântuirea. Răsplata veșnică, dobândind fericirea veșnică. Iar fericirea este bucuria din ce în ce mai intensă, la nesfârșit, fără să aibă vreodată capăt. De unde vine aceasta? Din contemplarea lui Dumnezeu, care este infinit, din apropierea din ce în ce mai mult de Dumnezeu, fără ca vreodată să-L atingem, însă tinderea aceasta către Dumnezeu, la nesfârșit, la infinit, devenind infinitul vieții noastre, devenind veșnicia pe care o moștenim. Deci, binele din viața aceasta noastră, de acum, vremelnică, trecătoare, câteva zeci de ani, poate 100, cu binecuvântare, poate și mai mult, depinde, Dumnezeu știe, îi știe pe oamenii săi și știe de ce le prelungește viața. Sau poate mai puțin, Dumnezeu știe de ce i-a luat mai devreme decât credeam noi că ar trebui să viețuiască pe pământ. Indiferent de aceste lucruri, viața noastră are scopul acesta, să dobândească viețuirea cu Dumnezeu la nesfârșit,
adică să se mântuiască. Bineînțeles că referatul biblic ne explică încă de la bun început din Geneză ce anume a însemnat aceasta, căderea din rai. Noi vă explicăm cu noțiunile care sunt corespunzătoare veacului acestuia, științei care a evoluat foarte mult, deși a evoluat de capul ei, fără să țină cont totuși de voia lui Dumnezeu exprimată în creația sa. Și vă explicăm aceste lucruri cu aceste noțiuni. Deci, noi avem viața aceasta nu ca pe un câștig al nostru, nu fiindcă l-am câștigat noi, fiindcă noi ne trezim în viață, nu ne suntem nouă cauză a vieții noastre. Noi beneficiem de viața, e un dar acesta. E un dar de la Dumnezeu, concomitent cu conștiința de sine. Că dacă n-am avea conștiință de sine, nici n-am ști că am existat sau că trăim. Și viața aceasta noastră nu este dată ca să o trăim în desfătări. Scopul vieții acestea nu este să căutăm plăcerea. Fiindcă întotdeauna, dacă stăm să privim și să înțelegem ce ni se întâmplă, orice plăcere este urmată de chin, suferință, durere. Și legea compensației este foarte clară în lumea aceasta, în viața aceasta trecătoare. Plus cu minus fac zero. Ce câștigi pe o parte, pierzi pe cealaltă parte. Câștigi parte materială, pierzi parte spirituală. Și așa mai departe. Tinerii sunt mai lipsiți de mijloace materiale, dar sunt mai puternici, mai așa. Bătrânii sunt mai bogați în cele materiale. Nu toți, bineînțeles, dar de regulă au acumulat câte ceva, dar pe partea fizică sunt mai lipsiți de putere. Și atunci tinerii care sunt puternici cred că toate sunt ale lor și nimic nu îi poate opri din ceea ce vor ei să facă. Sunt puternici, nu se gândesc la cel care le dă puterea respectivă și comit păcat după păcat. Acumulează o zestre despre care se spune păcatele tinereții nu le pomeni, Doamne. Zestrea aceasta îi îmbătrânește, de fapt, de păcate care se adună. E apropie de moarte. Unii tineri, vedeți concursurile de mașini scumpe și puternice pe care tinerii le transformă în curse ale morții. Stâlpi care sunt doborâți, iar tinerii uciși în aceste competiții ad hoc constituite și care duce la moarte fizică. Deci, viața aceasta nu este pentru căutarea plăcerilor. Este pentru căutarea căii către mântuire. Este dată de Dumnezeu ca o îngăduință din partea sa. Este rod al milei sale față de omul căzut, de creația lui căzută, Adam și Eva, protopărinții noștri. Și prin ei toți cei care s-au născut generație după generație. Discutând cu cineva despre blestemul dumnezeiesc, acela despre care spune Moise că până la a doua și a treia generație se duce, adică 70 de ani, înseamnă aceasta, și binecuvântarea dumnezeiască, aceea care se duce până la al 1000-lea neam, adică a 1000-a generație. Ne-am dat seama că până acum n-au fost înregistrate 1000 de generații de oameni în această civilizație cunoscută a noastră. Nu ne referim la altele pe care arheologii gândesc că ar fi existat și cum anume se chinuiesc să priceapă. Deci,
Acesta este scopul vieții. Căutarea mântuirii. Dobândirea statutului pierdut. Acela de nemuritor și starea de fericire. Bucuria din ce în ce mai intensă, care nu își află finalul. Mereu, din ce în ce mai multă bucurie, aceasta e fericirea. Aici ești fericit, zici. Un moment și după aceea alte 10 momente te chinuiești. Și lucrurile pot să continue. Altceva este cel mai important. Că acest răgaz pe care l-a dat Dumnezeu sub forma acestei vieți, corpul pe care ne l-a creat, trupul pe care l-a creat, adaptat pentru această stare în care ne aflăm noi, că e vremelnicie, că e stare trupească, omenească, îi se spune căzută, întunecare. Da, este lumina cea întunecată pe care noi o vedem de la soare. Și spune că e toată natura și cu tot ciclul biologic, cu toate aceste cunoștințe pe care le-am acumulat observând natura, cu ecosisteme, cu biocenoze și toate celelalte lucruri care țin de biologie. E bine, toate acestea noi le-am constatat cu mintea aceasta întunecată. Rațiunea nu mai este de tipul dumnezeiesc pe care omul a pierdut-o căzând din dimensiunea celor cerești. Și intrând în această dimensiune, care înseamnă materie, volum, nu suprafață, ci volum, intrând în această dimensiune, toate au căpătat un anumit înțeles, un anumit rost pe care mintea omului îl poate pricepe și trupul său se adaptează la așa ceva. Poate este o abordare puțin teoretică, dar să vedeți când ajunge la practică. Fiindcă purtarea de grijă a lui Dumnezeu a început încă din momentul în care ne-a adaptat la ceea ce urma să primim, viața aceasta vremelnică. Religia, legătura aceasta conștientă cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu și conștiința prezenței lui Dumnezeu și conștiința, adică a fi conștient de legătura cu Dumnezeu, care este indestructibilă. Ne-a dat această legătură prin legea morală, naturală, care este în noi, în sufletele noastre. Și care este singurul, sau singura, mai bine zis, legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Legea morală naturală, care rodește, naște conștiința morală în om. Datorită păcatului originar, conștiința aceasta morală nu este dată odată cu legea morală naturală, ci ea trebuie dobândită, cu efort. Deci iată de ce trebuie să facem efort ca să ne mântuim. Și nu este un fel de pică pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Mântuirea, oricum o dă Dumnezeu, celor care vrea El și celor care știe El că trebuie să fie și în rest ca butucii. Lemne fără suflet suntem. Ei, nu e așa. Ea trebuie să fie lucrată. În lucrarea acestei mântuiri, adică în efortul de a căuta calea și de a o găsi și de a merge pe calea respectivă, Dumnezeu lucrează continuu cu omul. Dumnezeu nu s-a retras, cum spun unii teologi de alte denominațiuni creștine, care spun creștine, dar nu sunt ortodoxe, nu sunt drepte slăvitoare ale lui Dumnezeu. Nu păstrează rânduiala și esența bisericii primare, bisericii creștine, acelor ani care s-au constituit în primul mileniu creștin, până la Marea Schismă. Așa că
în viața noastră lucrează Dumnezeu în orice facem. Da, dar una era să fie oamenii atunci când au căzut și care erau foarte simpli, aveau ocupațiuni puține, ocupații, să le spunem așa, puține. Iată că în timp, în timpul fizic, s-au dezvoltat foarte mult. Odată că s-au înmulțit oamenii, s-au înmulțit și ocupațiile lor. Modul de producție a evoluat. Conform căror criterii? Păi era vorba de conștientizarea intereselor personale. Deci preamărindu-se pe sine, omul căzut în păcat originar a uitat prima religie pe care a primit-o, conștiința de Dumnezeu. I se mai spune și conștiința de Dumnezeu, dar conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața lui, și s-a orientat după cel care era cauza căderii, cel care îl sfătuise că va fi la fel cu Dumnezeu dacă va încălca porunca lui Dumnezeu. Culmea. Să încalci porunca lui Dumnezeu și totul să, și ca răsplată să fii la fel ca Dumnezeu. Adică Dumnezeu a fost făcut mincinos de către tatăl minciunii, care e diavolul, ducă-se pe pustie și în locuri fără de apă. Și omul a crezut că Dumnezeu este mincinos. De aceea s-a lipsit de harul Dumnezeu. De ce a pierdut dumnezeirea pe care o avea firea omenească, care purta chipul lui Dumnezeu? Acea fire omenească, asemănătoare cu Dumnezeu, după chipul său, l-a făcut pe om. După chipul Sfintei Trăimi, l-a făcut pe om. Și atunci, datorită cultivării interesului și cultului, deci cultivării, nu, cultului, ca să nu facem tautologie și pleonasme pe aici, deci datorită cultivării eului suprapus, eului dobândit prin păcatul originar, omul s-a îndepărtat de modelul care era în el deja înscris prin acea lege morală naturală, chipul lui Dumnezeu din el. Deci s-a îndepărtat de el însuși și și-a format o altfel, un alt fel de personalitate, altfel de personalitate, și a format și a numit-o eu. Euul său e diferit de modelul care este cuprinzător pentru toată omenirea, adică Hristos. Fiindcă chipul lui Dumnezeu din om, sufletul lui Dumnezeu, este chipul lui Hristos, care este fiul Tatălui. Și atunci, îndepărtându-se de Hristos, religia s-a desfăcut în mai multe, s-a spart oglinda prin care se oglindea Dumnezeu în om. Și s-a făcut, Duhul Sfânt a fost retras de la om și au izvorât acele religii, care sunt milenare, bineînțeles. Și sunt lucrătoare și în zilele noastre. Sunt prezente în viața noastră și în zilele noastre, după atâtea mii de ani. Fiecare având câte un fragment de adevăr din prima religie. Dar nu discutăm despre religie acum. E vorba de viața noastră. Și s-a diversificat necesitatea dobândirii priceperii în anumite ocupații, care să producă anumite obiecte și să facă niște servicii, cumva, să existe servicii, care să satisfacă interesele personale ale tuturor oamenilor. Oamenii devin utili unii altora după cum e bună plăcerea fiecăruia dintre ei. Și atunci s-a diversificat foarte mult această noțiune de ocupație. Și se diversifică mereu. Unele ocupații dispar, altele, mult mai multe, se nasc. Mii și mii de ocupații sunt în codul de ocupații din România, de codul profesional, profesional din România. Sunt foarte multe. Și toate acestea vin din aceste căutări permanente ale omului de a-și mai descoperi niște necesități, niște interese. Contemplându-și propria personalitate, propriul eu, acela care nu este adevărat, adică cel care nu rezistă în veșnicie.
Nici nu ar exista acolo. Ci este trecător, vremelnic, astăzi vrem una, mâine vrem alta, vrem să fim după chipul nu știu cărui idol, al tinerei generații, după aceea al altui idol, ne schimbăm idolii, modelele, crezând că suntem, avem personalitate. Nici de cum. Suntem manipulați, de fapt. De către cine? Păi aici este problema. De către tatăl minciunii, bineînțeles. Și din cauza că scopul acestui nemernic, mai degrabă așa îi putem spune, este de a deturna efortul omului, de a se întoarce în raiul lui Dumnezeu, de a fi împreună cu Dumnezeu, scopul acestui nemernic, necuratul, este de a distrage atenția oamenilor. Și atunci, înmulțindu-se oamenii, până și înmulțirea nu mai a fost pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, ci înmulțirea a fost pentru, a fost o consecință a desfătării prin sex. S-a denaturat și această necesitate. Binecuvântarea a fost moștenită la bun început, de Adam și Eva. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Așa a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, dar era omul care asculta de Dumnezeu, era omul care privea la Dumnezeu, omul care era în, care rezona cu Dumnezeu, înțelegea ceea ce Dumnezeu voiește din toată natura, din toată creația. Și omul s-a înmulțit ca o consecință care astăzi devine cam neplăcută, după cât se pare, fiindcă sunt foarte multe avorturi, și e un drept al omului să avorteze, până la urmă, din acele multe drepturi ale omului, ca o consecință a acestui fapt. Era o plăcere, plăcerea sexuală, și o consecință nedorită e că mai ies niște copii care sunt nedoriți. Haideți să scăpăm de ei. Da, dar înseamnă că devenim ucigași de oameni. Și acest aspect ar putea să aibă o justificare, fiindcă, economic vorbind, din punct de vedere economic, nu putem să-i ținem, să ținem atâți copii. Cine îi hrănește, de unde, cine le dă așa, de unde, unde să mai lucreze, unde să mai trăiască, cine îi ține. Nu, nu, mai bine îi omorâm. Îi omorâm în fașă. Adică îi omorâm și când sunt în pântecele mamei și după ce se nasc. Tomberoanele îi așteaptă. Din păcate, stimați și iubiți ascultători, asta înseamnă să fim egoiști, să ne iubim pe noi înșine și să nu iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, la fel ca pe noi înșine. Aceasta înseamnă să încălcăm porunca lui Dumnezeu, iar poporul care face acest lucru să nu-și închipuie vreodată că o să-i meargă bine. Dacă unii confundă religia cu misticismul, cu superstiția și cu magia, e cu atât mai rău. Mai bine mărturiseau că n-au nicio credință sau că sunt, că nu sunt în stare să aibă credință, că le e lene să gândească și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, că le e lene să-l citească sau să-l descopere. Și iată că poporul respectiv începe să sângereze, să-și piardă puterile și în final să se disipeze, să se răspândească pierzându-și identitatea. Altfel, poporul care își păstrează credința și care se conformează poruncilor lui Dumnezeu și pun cuvântul lui Dumnezeu în viața lor ca să lucreze sau lucrează ei după cum cuvântul lui Dumnezeu îi îndrumă, îi învață, aceștia nu își pierd identitatea ca popor nici în
nici la Polul Nord. Formează comunități acolo în jurul bisericii și toate câștigurile generațiilor în șir de strămoși se regăsesc în viața lor. Da, dar aceștia nu își omoară copiii. Din păcate. În România, mai mult decât un popor a fost ucis prin avort. Deci, mai mult decât suntem noi, este numărul avorturilor. Mai mare decât cât suntem noi acum. Când în 90 aveam vreo 23 și ceva de milioane, gândiți-vă că sunt peste 23 de milioane de avorturi din 90 făcute până acum. Deci puteam să fim de două ori mai mulți. Iar România poate să hrănească peste 80 de milioane de oameni. Și acum. Gândiți-vă că aceștia, dacă s-ar fi născut, câți oameni ar fi muncit și ar fi folosit pământul în loc să-l cumpere străinii, că deja peste 50% din pământul românesc este cumpărat. Nu mai este al poporului român. E cumpărat pe bani puțini. De 10 ori mai puțin decât ar valora în vest. De către cei din vest. Producția acestei suprafețe de pământ se duce în vest. De acolo vin prelucrate pâinile și toate celelalte produse de patiserie sub formă de premixuri, parcă se numesc ele, mă rog, sunt prelucrate sub formă de cocătură, vin congelate cu tirurile și noi mâncăm pâinea și celelalte produse de patiserie, în general, din grâul făcut la noi, dar trecut și procesat și așa, lucrat la ei. Bineînțeles, cu prețuri mai scumpe decât ne-ar fi costat dacă am fi făcut treaba asta la noi. Și costul vieții noastre este mai mare decât în partea cealaltă. Da, dar vedeți, atunci când românii se duc și au plecat vreo 5 milioane, se duc în alte țări, de regulă occidentale, unde este nivelul de trai mai mare, întemeiază comunități acolo, întemeiază biserici. Și în jurul bisericilor se desfășoară viața comunității. Se și ajută unii pe alții și acolo, culmea, nu mai fac avorturi, stimați și iubiți ascultători. Familii de tinere de români, de tineri români, că au 30 de ani, deja au 3 copii, 4, că nu fac avorturi. Au încredere în sistemul respectiv, economic, administrativ, social, în care se adaptează, părăsindu-și țara. Dacă am avea încredere în țara aceasta, în moștenire lăsată de strămoșii noștri, am avea încredere în poporul acesta, din care facem parte, am avea încredere în noi înșine, descoperind în noi înșine chipul lui Dumnezeu din noi, aflându-ne sufletele, atunci țara aceasta ar fi mai prosperă decât cele în care ne răspândim sângerând și făcând răni poporul din care suntem noi, la elemente în care facem parte. Dar să revenim la viața de fiecare zi, fiindcă este un lucru foarte important. Unii spun așa, ce, toți sunt preoți ca să se mântuiască? Ocupații diferite, fiecare să-și vadă treaba lui. Și să trăiască cât poate și cât mai bine. Că după aia nu știe nimeni, nu s-a întors nimeni ca să spună ce-i după aceea, după moarte. Ideea este următoarea.
Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu trebuie să fii preot ca să te mântuiești. Ăsta este primul nu. Deci nu trebuie să fii preot ca să te mântuiești. De asemenea, al doilea nu. Nu orice preot se mântuiește. Nu este obligatoriu ca orice preot să se mântuiască. E alegerea fiecăruia. Și de asemenea, fără preoți nu se poate mântui nimeni. Iată cei trei nu, care trebuie să fie bineînțeleși de către noi ca să avem popor și țară. Să mai avem popor și țară. Deci, nu trebuie să fii preot ca să te mântuiești. Te poți mântui și când ești cizmar, și când ești inginer, și când ești președinte, și când ești femeie de servici, n-are importanță ocupația. Important este să respecti cuvântul lui Dumnezeu, să fie prezent în viața ta, să-i urmezi calea, adică să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe unicul Dumnezeu care ți-a dat viața, bineînțeles. Să aplici treaba aceasta în ocupația ta. De asemenea, nu orice preot obligatoriu se mântuiește, fiindcă și el în viața sa poate să cadă, să aibă căderi, să facă păcate, să nu se mai poată întoarce. E un om, suntem în situația în care suntem, adică în starea aceasta păcătoasă, căzută. Nimeni nu este perfect, indiferent ce funcție ar avea. De asemenea, nu putem să ne mântuim fără preoți, indiferent ce fel de om este preotul respectiv. Ia uziți. Deci fără biserică nu ne putem mântui. Fiindcă ceea ce ne dă Dumnezeu, ne dă prin biserică, prin instituția sa. Și ne dă Dumnezeu harul său prin Sfintele Taine. Nimeni nu poate să slujească Sfintele Taine fără să ardă decât cei care sunt împuterniciți. Adică mandatați de către Dumnezeu. Prin Sfânta Taină ea însăși a hirotoniei. Și iată că ceea ce noi creăm prin ocupațiile respective, una, două, trei, cinci, 1000, 2000, 3000 și ceva, în codul ocupațiilor din România, tot ceea ce facem se poate sfinți dacă avem binecuvântarea lui Dumnezeu în ceea ce noi creăm, facem, fiecare după cât poate. Ori aceasta vine prin preoți. Ei slujesc acele binecuvântări. Ei, prin ei vine binecuvântarea lui Dumnezeu. N-are importanță că 1, 2, 3, 5 procente din 100% nu se mântuiesc dintre ei. Oricare dintre ei este cel, este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. De aceea, fără ei, nu ne putem mântui. De aceea n-avem voie să judecăm pe vreunul dintre preoți. Are cine să-l judece? Pe de-o parte, iar dacă a făcut fapte care sunt deosândit prin judecata pământească, trupească, prin legile pământești, acelea funcționează și fiecare își urmează cursul. Dar dacă a greșit față de Dumnezeu, Dumnezeu îl răsplătește. Deci, nu judecăm pe preoți, fiindcă avem nevoie de ei în primul rând. Mai multă nevoie avem noi de ei decât ei de noi. Deși, câteodată lucrurile sunt invers. De aceea, nici activitatea din biserică nu trebuie să semene cu activitate din societățile comerciale, fiindcă e de altă natură activitatea din biserică, iar activitatea din societățile comerciale trebuie să beneficieze
de îngăduința și de binecuvântarea care vin din activitatea bisericii. Deci catalizator al unei societăți, al unui popor, e biserica. E catalizatorul. Nu trebuia să facă în locul oamenilor lucrurile respective. Ea trebuie să-i ajute pe oameni să facă lucruri în numele celui care le încredințează toate. Iar Dumnezeu lucrează în fiecare, cu fiecare, orientând sau reorientând lucrul rău spre bine. Aici este problema de înțeles. Aici lucrează Dumnezeu, de fapt. Fiindcă aceste ocupații ni le-am găsit încercând să alergăm după deșertăciuni. Să avem o casă mai mare, să avem mașină, să avem un anumit statut social, să fim slăviți de oameni. Vezi bloggerii aceștia, că trebuie neapărat după nu știu câte persoane care îi urmăresc, fani, trebuie să alergi după fani, să-și crească numărul de fani. Și așa mai departe. Deci, lucrurile acestea care sunt rele, Dumnezeu le schimbă natura făcându-le bune, adică folositoare pentru mântuire. Și în felul acesta lucrează Dumnezeu în viața noastră. De câte ori am fi putut să dispărem mai înainte de a ne putea mântui, și Dumnezeu, prin îngerii păzitori, ne-a ferit de lucruri care inevitabil urma să ni se întâmple și am scăpat ca prin urechile acului. Pă, ce noroc am avut, zice unul. În loc să spună, slavă lui Dumnezeu că a avut milă de mine. Ne ducem la biserică, îi mulțumim lui Dumnezeu, îi suntem recunoscători. Recunoștința, să știți, stimați și iubiți ascultători, față de pronia cerească, este o virtute. Nu oricine poate să-și dea seama de prezența lui Dumnezeu în viața sa, deși Dumnezeu este prezent oricum. Nu oricine își poate deschide ochii. De regulă aceștia, care își deschid ochii, se apropie de biserică. E momentul convertirii, se numește acest moment. Se apropie de biserică și au dat seama atunci, brusc unii, alții, puțin câte puțin, că Dumnezeu există în viața lor și au început să lucreze, să trăiască relația cu Dumnezeu. Ori asta înseamnă, se numește trăire în credință. Deci de aceea, biserica are nevoie de trăitori. Trăitorii sunt trupul bisericii. Capul este Hristos. Și în felul acesta, ocupațiile oamenilor devin binecuvântate. Poporul român are obiceiul acesta bun din strămoși provenit, că atunci când pune început într-o lucrare, să cheme soborul preoților, să cheme pe preoți, măcar unul, să slujească, să binecuvinteze, să sfințească apa acolo, unde se deschide un loc în care să se muncească și să se producă ceva. Asta pentru binecuvântare și spre slava lui Dumnezeu. Acești oameni care produc acele lucruri, că sunt micro-întreprinderi, mai mici, mijlocii, mai mari, n-are importanță, acest tip de oameni este tipul de oameni care lucrează și aduc prinosul lucrurilor în biserică. Adică înțeleg rostul bisericii. Că nu trebuie să lucreze biserica ea însăși pentru ea ca și cum ar fi o societate comercială, după cum am mai spus. Ea trebuie să ajute pe ceilalți să lucreze în așa fel încât să fie și ei mulțumiți, să meargă și mai departe treaba și din ce în ce binele să se răspândească, să se înmulțească. Ăsta este rostul preotului și al bisericii. De aceea, milă voiesc, iar nu jertfă, este lucru care este foarte important de priceput. Că nimeni în viața aceasta nu este perfect. Nimeni nu are dreptul să se considere perfect, fiindcă toți suntem păcătoși, în grade diferite și în timp diferiți, în secvențe de timp diferite.
Nimeni nu poate să spună, să-l condamne pe altul astăzi, fiindcă poate mâine sau poi mâine face și el la fel. Se condamnă pe el însuși. De aceea, în rugăciunea Tatălui nostru, spunem clar și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că dacă noi iertăm, și Tatăl vostru vă va ierta pe voi. Deci faptul că noi iertăm pe cineva vine ca un reflex a ceea ce se întâmplă în veșnicie, în prezentul veșnicie, că Tatăl urmează să ne ierte păcatele pe care deja le-am comis, dar nu mai suntem conștienți de ele. Și acesta este un aspect al purtării de grijă a lui Dumnezeu, al proniei cerești. Că mereu suntem tentați să mințim pe aproapele, să facem, să înșelăm pe aproapele nostru, să câștigăm pe seama lui ceva, să fim noi mai mult decât el, în loc să îi dăm lui întâietate, în așa fel încât să nu supărăm nici pe ceilalți și nici el să nu se simte ca un străin pe pământul acesta. În felul acesta, înțelege și proverbul popular, ce ție nu-ți place, altul nu-i face. Iar îndemnul creștin este acesta, ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți voi asemenea. Adică faceți voi întâi binele și apoi veți vedea binele. Nu căutați să facă întâi cineva bine ca să răspătiți cu bine. Că nu o să mai facă nimeni bine de atunci. Iar s-a terminat emisiunea. Îmi pare foarte rău. Aveam multe de arătat. Sunt și multe texte care puteau fi citite din Sfânta Scriptură, dar important este acest lucru să-l înțelegem. Nu, deci, nu trebuie să fii preot ca să te mântuiești, nu orice preot se mântuiește, dar fără preoți nu putem să ne mântuim. Bogdan Nicolae Mateescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o săptămână binecuvântată de post, bineînțeles. Doamne ajută! Amin.